Salutare, dragi prieteni, bine v-am regăsit din nou, bine ați revenit pe canalul meu de YouTube, Vavi PG Unlocked. Astăzi, 27.07.2021, ne aflăm în ziua îmbarcării pentru maratonul de la Izium, maratonul național Izium, și încep această prezentare în compartimentul femelelor de zbor ale crescătoriei noastre. O să angajăm un număr de 5 femele, așadar, ne-am hotărât și femela 543, care a sosit mai târziu, va merge și ea la acest maraton. Trebuie să demonstreze că merită să rămână în crescătorie peste iarnă. Sunt cele 5 femele pe care le cunoașteți, cele 5 femele care au rămas în crescătorie la acest moment. Și astăzi, în câteva ore, în 2-3 ore, vor pleca către îmbarcarea la acest maraton. Ultima cursă a sezonului pentru porumbeii noștri, dragi prieteni. Și vedem cum se va desfășura această cursă și vedem cum vor zbura porumbeii crescătoriei noastre. Ce vreau să vă spun despre femele, dragii mei prieteni? Din aceste 5 femele, numai una singură va merge la echipa pe care am ales-o pentru acest maraton. Și aici avem 3 posibilități. Ne-am gândit noi să alegem. Prima femelă ar fi Țancă. O aveți acum pe imagini și cum arată. Deci Țancă s-ar putea să fie la echipă, așa arată în acest moment. Posibil Arăboaica, o vedeți și pe ea. Încerc să vă prezint cât mai bine, măcar așa vizual. Așadar, Țancă, Arăboaica sau 935-ul, care de asemenea poate fi la echipă. Vă prezint și pe ea acum pe aceste imagini, această femelă. Așadar, nu suntem încă deciși, deși mai sunt 2-3 ore până la îmbarcare. Din aceste 5 femele, v-am spus, una singură va fi la echipă. Posibil Țancă, posibil 935 sau posibil Arăboaica. Ne vom hotărâ și eu o să vă anunț, după ce vom îmbarca porumbei, exact ce femelă a fost aleasă pentru a ne reprezenta la echipă. Fetele mele, eu vă doresc succes, vă aștept pe toate acasă, vă aștept să fiți, să zburați bine, să faceți un maraton bun, o cursă bună, și o să văd sosirile voastre și o să vă felicit pe fiecare în parte. Așadar, dragi prieteni, ziua îmbarcării pentru Izium, 5 femele pe care le vom îmbarca la acest maraton. De fapt, singurele 5 femele de zbor care au rămas în crescătoria noastră. O să trec acum și la compartimentul masculilor, unde o să vedeți și acolo porumbeii cum arată, dragii mei prieteni. Din păcate, nu pot să merg eu cu porumbeii la îmbarcare. Îmbarcarea este undeva după amiază și eu sunt deja la servici la acea oră. Dar va veni Mihai de la București, el se va ocupa de îmbarcare, de motivare și de tot ce ține legat de pregătirile pe ultima sută de metri a porumbeilor care vor pleca la această cursă. Să trecem la mascul, dragii mei prieteni. Intru în compartimentul masculilor și
Aici, de asemenea, avem un număr de 5 porumbeni, 5 masculi. Și de această dată, la această cursă, masculii ne-au convins pentru a alcătui echipa pe care am gândit-o noi pentru acest maraton, dragii mei prieteni. Și încep, am deja pe imagine aici, 3 porumbei, îi vedeți așa un cadru sau ales ei, 3 porumbei care vor face parte din echipa acestui maraton. Și încep de la stânga către dreapta, avem masculul Hercule, da? Încerc să vi-l arăt cât mai bine. Avem masculul roșu și pe el îl vedeți aici destul de bine, zic eu. Îl avem pe 521 și el va face parte din echipa acestei curse. Și de asemenea, aripă frântă, îl vedeți și pe el pe aceste imagini. Și aripă frântă va fi al patrulea mascul pus la echipă și rămâne doar să alegem o femelă din cele 5, după cum v-am spus mai devreme. După părerea mea, porumbeii sunt bine, sunt pregătiți din punctul meu de vedere. Cred că am făcut tot ce ne-am priceput noi pentru această cursă și eu zic că porumbeii sunt pregătiți, dar lucrul acesta îl vom vedea în momentul reîntoarcerii lor de la acest maraton Izium Național. Dragi prieteni, ce pot să vă mai spun în continuare? Emoțiile deja încep de acum. Vă spun sincer că emoțiile se simt. Este pentru noi ultima cursă a sezonului, ultimul maraton al acestui sezon. Un sezon care, din păcate, pentru noi, pentru crescătoria noastră, a fost un sezon foarte slab. Cred că a fost cel mai slab sezon pe care l-am avut noi de când concurăm cu porumbeii. Dar asta e situația. Din punct de vedere al numericului, de asemenea, este un sezon extraordinar de slab. Am avut multe pierderi. Acești 10 porumbei au rămas la această dată în crescătorie și cu acești 10 porumbei vom merge înainte, dragii mei prieteni. Vom participa și la acest ultim maraton și vom vedea rezultatele. Va fi o cursă așa, dacă rezultatele vor fi bune, va mai îndulci un pic situația asta existentă la noi în crescătorie, dar pentru noi sezonul este și a fost compromis, zic eu, începând cu maratonul de la Nipro, unde am avut dezamăgire foarte mare, dar asta e situația. În sportul acesta, în sportul columbofil, gândim una, iese alta, nu putem anticipa rezultatele. Cred că și cu siguranță vom aduce material genetic de o calitate mult mai bună în crescătorie. Deja am făcut niște achiziții, o să urmeze să vă prezint și acest lucru. Și în rest, dragii mei prieteni, o să așteptăm și o să vedem ce se întâmplă la acest maraton. Dragi prieteni, vă salut cu tot dragul, vă doresc curse reușite în acest sfârșit de sezon, în acest sfârșit de săptămână. Vedem ce se va întâmpla la Izium, unde doresc succes tuturor participanților. Izium Național, o cursă de prestigiu, o cursă de anduranță și o cursă unde porumbeii vor avea de tras și eu, legat de porumbeii crescătoriei noastre, vă spun că îi aștept cu foarte mare drag acasă. Toate cele bune, dragii mei prieteni, la revedere și numai bine!